Dacă până la sfârșitul săptămânii trecute ne bucuram de temperaturi de vară, prima ninsoare din acest an a început să cadă astăzi în stațiunea Harghita Băi. Localnicii spun că primii fulgi au căzut mai devreme decât în anii precedenți. Dacă duminica trecută temperatura a fost de 16 grade Celsius, acum sunt 2 grade în zona montană. În stațiunea Harghita Băi a început să ningă astăzi, iar localnicii spun că primii fulgi au căzut mai devreme decât în anii precedenți. Prima ninsoare a sezonului a început să cadă în jurul orei 11, după ce în cursul dimineții s-a înregistrat ploaie și lapoviță. Responsabilul cu publicul al unui parc de aventură din Băile Harghita a declarat pentru Ager Press că prima ninsoare a venit mai devreme decât în anii precedenți, în condițiile în care în urmă cu câteva zile în zonă se înregistrau temperaturi de vară. Nu prea mi-amintesc să fi nins atât de vreme. Noi tot mai sperăm să fie toamnă. De obicei, prima ninsoare cade pe la începutul lui octombrie și e destul de neobișnuit, ținând cont că duminică la Harghita Băi au fost 26 de grade Celsius, iar acum sunt 2 grade Celsius, a declarat și Inca Mihali pentru Ager Press. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi, Gheorghe Suciu, le-a recomandat turiștilor să nu pornească pe trasee neechipați de iarnă. Stațiunea Băile Harghita este situată la altitudine de 1350 de metri și chiar dacă se află la o distanță de 21 de kilometri față de Miercurea Ciuc, este o localitate aparținătoare municipiului. Stațiunea are o medie anuală de 150 de zile cu zăpadă și este asaltată anual de mii de iubitori ai sporturilor de iarnă.